Bună ziua! Mă numesc Oprea Diana Gabriela, iar astăzi voi recita un fragment din Scrisoarea a treia de Mihai Eminescu. Iată, vine un sol de pace cu o năframă în vârf de băț. Baiazed, privind la dânsul, îl întreabă cu dispreț. Ce vrei tu? Noi, bună pace, și de n-o fi cubănat, domnul nostru ar vrea să vază pe măritul împărat. La un semn deschisă-i calea și se apropie de cort un bătrân atât de simplu, după vorbă, după port. Tu ești Mircea? Da, împărate! Am venit să mi te închin, de nu schimba ta coroană într-o ramură de spini. Orice gând ai, împărate, și oricum vei fi sosit, cât suntem încă pe pace, eu zic, bine ai venit. Despre partea închinării însă, Doamne, să ne ierți! Dar acum vei vrea cu oaste și război ca să ne cerți, ori vei vrea să faci întoarse de pe acum a ta cale, să ne dai un semn și nouă de mila măriei tale. De-o fi una, de-o fi alta, ce e scris și pentru noi, bucuroși le-am duce toate, de-i pace, de-i război. Cum? Când lumea ne deschisă a privi, gândești că pot ca întreg aliotmanul să se împiedice de un șot? Împărați pe care lumea nu putea să-i mai încapă, au venit și în țara noastră de-au cerut pământ și apă. Și nu voi ca să mă laud, nici că voi să te înspăimânt. Cum veniră, se făcură toți o apă și un pământ. Eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul și de aceea tot ce mișcă în țara asta, râul, ramul, mie prieten numai mie, iar ție dușman este. Dușmănit vei fi de toate, fără a prinde chiar de veste. N-avem moști, dar iubirea de moșie e un zid, care nu se înfiorează de-a ta faimă. Baiazid!